Și după aia la EVZ? Păi nu, stai că am avut vreo 2 ani buni, chiar foarte buni. Am participat chiar și la campania electorală cu Ion Rațiu, am fost prin, cred că jumătate din țară am făcut-o cu el. Eram reporterul, știi, deci te-ai călit ca lumea. Da, am cunoscut un om incredibil, adică cel puțin pentru acele vremuri, a fost perceput destul de ciudat la început, cu papionul lui și da, felul cum vorbea și cu ideile pe care le avea, dar da, să stai deci lângă fost el. Acolo aproape, da, de Ion Rațiu. Da. Deci eram foarte apropiat. Deci apropiat, că la un moment dat lui îi plăcea vinul, știi? Și eu, ca să-l câștig, ziceam, dom'le, dar eu știi că-s Vrancea, acolo, Focșani, Odobești, Cotești. Mai avea o dubă, zicea, du-te cu șoferul, încarcă, cumpărăm o dubă și mi-aduci toate soiurile astea de vinuri speciale. Ce pentru că avea o casă așa boierească și aici în București și avea o pivniță specială. Unde stăteau bine alea. Și te duceai și cumpărai din alea? Da, îmi dădea bani, da, omul, cumpăram, dar aduceam numai calitate, știi? Adică diferite, așa, că îi plăcea să deguste, așa, că nu stătea omul, nu bea câte două, trei sticle. Dar am învățat foarte mult, adică am avut șansa asta și am avut de-a lungul vieții șansa să stau pe lângă oameni de diferite facturi și din care am reușit să extrag și m-a ajutat la construcția mea așa morală. Rațiu, adică nu ai stat lângă oricine. Nu. Deci dai seama că erau seriile, deși obositoare, știi, că era toată campania electorală, dai seama, alergam din sat în sat, din oraș în oraș, dar apucam seara, că mai stăteam la mese așa și să ascult tot felul de adică de era muritor, nu era cum îl vedeam. Un om extraordinar. Greșit noi în momentul ăla. Dai seama că era perceput altfel, dar pentru că venea dintr-o altă lume. Taie cozile la... Da, era... Deci așa puteai să... El țiriac, adică sunt oameni la care dacă stai lângă ei foarte mult timp și asculți toate poveștile, adică ai foarte multe de învățat, știi? Și traiectoria lor în viață, din toate punctele de vedere, e una extraordinară. Foarte tare. Și după aia? După aia am... Dar tu încă te gândeai la sport. Nu, după aia am intrat, Dan Manșalida a renunțat și am intrat eu, așa cu drepturi de pline, am preluat și departamentul de sport. Dar ți-am zis, nu era o... Fiind Doina Busco, deci o femeie, era greu să înțeleagă ea impactul. Să mai încerci pagini din plus. Sau... La momentul respectiv, nu, impactul cel mai mare l-avea politica. Da. Nu, era un... Era după exact, revoluție. Exact, cum zici tu, greve, sindicat. Da, era după revoluție, știi, impactul, venit, făcute partide, da, nu, după atâția ani. Multe rău apăreau. Exact. Și am avut șansa să merg la evenimentul zilei. Nu mi-aduc acum cum aminte cine era redactor șef, adjunct, era Cristoiu redactor șef. Am avut șansa să merg acolo, de fapt m-a atras acolo, a spus, uite, avem nevoie la sport, ești un băiat descurcăreț. Am mers la sport, la momentul respectiv era doar Grigore Cartianu era acolo și după aia cred că Alin Paicu, dar nu era pe sport, știi? Și am făcut o mică redacție așa. Era un colos, spre deosebire de Cotidianul, adică... Da, la fel era, adică impactul sportului era destul de mic, știi? Adică ca să prinzi o casetuță așa în interior, în paginile din interior, trebuia să vii cu o știre foarte bună. Eu am fost primul, de fapt, la evenimentul zilei ca reporter în care am dat știre pe prima pagină. Prima pagină, deja. Deci, mai ții minte cu ce? Nu mai mi-aduc aminte, știu că... Da, uite, deci atât pregătit de greu se intra? Nu, dar îți dai seama că erau cam 3 știri, erau pe prima pagină. Și una era editorialul lui Cristoiu și după aia 3 știri, așa... Era foarte greu să vii, adică trebuia să vii, să aibă un impact extraordinar. Dar să știi că am avut o școală de presă așa și de aproape toți oamenii care am lucrat acolo au avut o traiectorie extraordinară în presa sportivă și nu numai. Grigore Cartianu a scris cărți, a intrat și pe politică, adică e un tip care s-a consacrat. Îți vine să crezi că atunci se ajungea la 1 milion tiraj și acum sunt... 12, 15, 30. Îmi vine să cred, pentru că era impactul. Adică noi am trăit vremurile alea, nu și tu și așa, și atunci le înțelegi, pentru că venea cu un alt stil de presă. Și rezultate bune la echipa națională, care a tras după ea tot sportul, vorbim de fotbal. Da, cu siguranță. Era participări la turnee finale, campionatul mondial din America, a fost primul impact. Am depășit atunci 1 milion. Și cu Mulina Albastră, care era la prânz? Da, ediția de prânz, care apărea de fapt spre seară. Cred că după victoria cu Argentina, cred că am
Am depășit în total, am depășit cu mult 1 milion. Deci a fost un impact extraordinar. Cifre incredibile. Da, ți-am zis, aveam șansa și unui vid ăsta în presă, pentru că Cristoiu venise cu informația aia brut așa și directă, știi, nu te lăsa, adică nu știu, mai ții minte, erau 10 rânduri sau nu știu câte aveai băie să scrii, ți le tăia. Și dacă nu mai avea logică știrea, ieșeai cu totul, știi. Așa că mai bine scrie din prima, mai adică scurtă. Prima dată trebuia să fii cu și cu șublerul, o măsurai, știi? Da, e mai mare. Da. E mai mare. Da, și am avut șansa la tot ce se întâmpla, pentru că pentru noi eram o democrație nouă, eram un alt stil de viață, un nou stil de viață, și atunci impactul și setea asta de cunoaștere, știi, n-aveai. Ți-e dor de vremurile alea? Da, îți dai seama că au fost vremuri frumoase. Mașină de scris cu până să apară calculatorul. Da, mașină veche, că mașină. Eu nu primeam, că era mai... Luai schimbai banda. Da. Da, acum cei care se uită la noi zic, cum adică mașină de scris? Da, înainte de calculator a existat altceva. Da, ții minte, uite, apropo de chestia asta, când am primit, cred că în redacție, am primit 2 sau 3 mașini noi, era o bătălie extraordinară, se părea că era acum, ultimul tip de computer astăzi. Da, știi? Da, dă-mi-le mie, da. Era să mai schimba, nu știu, mai era cu banda, nu știu cum... Da, era un alt format. Roșie, urcai, scria, apăsai și se ridica un pic și... Mai era și cu bandă roșie. Era cu bandă roșie, da, bravo, da. Am ajuns ca bătrânii, e adevărat, știi, mai ții minte, Daniele, când era bandă roșie. Uite, chiar, uite, mi-am să aminte. Bun, și te-ai apropiat de fotbal din ce în ce mai tare? Da. Normal. Păi, și apoi ai zis să... Am intrat, îți dai seama că eu am avut șansa să... Am fost reporter pe Răspundeam de Rapid. Și la un moment dat, chiar eram mâna dreaptă a lui George Stanca, Dumnezeu să-l ierte, făceam Giuleștina, participam la... Am fost foarte legat așa de tot fenomenul ăsta care se întâmpla în Giulești. Dar începuse și el să crească după Revoluție. Foarte mult, foarte mult. E o echipă iubită și acum e iubită și tot timpul cred că a fost. Dar îți dai seama, era alt impact. Încet, încet am urcat, ajuns șeful departamentului sport la evenimentul zilei. Dar, repet, am avut o echipă extraordinară, o echipă de colegi foarte... foarte bun toți, Laurențiu Manolache, dacă evenimentul Ioan se lupta Viorel, cu ziarele de sport. Îi băteam.